Dedi și Delia se gândesc tot mai mult la planuri de viitor, chiar și în afara țării. Mi-a fost rău tare. Ai și acum. Dar faci. Știu, nici acum nu sunt perfectă. Ce faci? Cum ești? Foarte bine. Da? Am dormit 8 ore. Da. Am culcat la 20 ceva, m-am trezit la 10 ceva. Îmi pui asta la spate. Da. Ok. Mulțumesc. Plăcere. Ce? Cam întins asta, gata. Să nu-ți rupă plasa aici. Nu e problemă, nu cumpăr alta. E problemă. De ce? De ce să-ți cumpere alta? Știi că am o rochie aia galbenă. Da. Ce am făcut cu ea? Ce? Am vrut să o colorez. Să o fac altă culoare și am aruncat-o la gunoi. Am pătat-o. Ai încercat aici? Mm-hmm. Cu ce culoare? Cu violet. Și am pătat-o. Toată. Și am aruncat-o. Și toată lumea mi-a spus, nu încerca, pentru că nu o să reușești, nu o să iasă. Și am zis, nu, eu vreau să știu. Vreau să fac asta. Da. Cu toate că știam că există posibilitatea să nu... Hai, îmi cumpăr altă culoare. Ai gust bune. Mulțumesc. Dar ție nu ți-e cald așa? Da, nu. Este bine cu halanca. Ar trebui să nu mai mănânci atât de mult. Da, ce mi-mi place bătăta mult. Acum, dar vezi că în câteva luni crește. Da, așa e, adică mă știu. Așa mă gândesc. Și așa mănânci de mult? Da. Tot timpul și afară? Da. Da? Da. Deci se pare mănânc mult? Foarte mult. Față de cum mănânc eu? Da, da, sunt și foarte activ. Și ce, eu nu sunt activă? Păi nu știu cum ești tu în casă acolo. În casă nu sunt. Sunt activ. Încă afară eram și mai activ. De fapt, nu, aici sunt mai activ ca afară. Dacă aș avea și bandă, cel mai bine. Și? Și? Ce vrei să mă întreb? Ce ai visat aseară? Că eram în Las Vegas. Oh. Da, și mă plimbam. Nu prea visez, dar am avut, de când am venit aici, de 3 ori am visat. Am visat o dată pe tati, dar nu țin minte ce. Am visat că eram în LA. Bine. Cred că următoarea vacanță, dacă nu anul ăsta, cel puțin anul viitor vreau să merg. Deci nu știu când vă aud. Oriunde m-aș duce în lumea asta, nicăieri nu mi-e bine ca acasă. Pentru că nu ai fost în altă parte. Păi am fost. Și... Am fost în Dubai. Da. Și am zis că... Nu e mai frumos? Eu mâine m-aș muta în Dubai. Păi e frumos, dar... Tu te-ai mutat mâine? Când m-am întors după 12 zile în țară și am văzut tata verdeață și clima care era și a zis, nicăieri nu mi-e bine ca acasă. Da, eu nu sunt așa. Eu mă adaptez foarte repede oriunde. Nu zic că nu mă adaptez. Și eu mă adaptez, dar nu. Eu dacă și mâine m-aș muta în Bali, n-ar fi nicio problemă. Eu îmi iubesc țara. Dar o să fie o problemă aici. Și am iubit-o dintotdeauna. Înțeleg că nu ești dispus să pleci. Nu se știe. Eu, pentru o perioadă, oricum nu o să pot să plec. Păi da, da. Tu pentru o perioadă, dar mi-ai zis motivul. Că vrei să ți iei casa acolo. Nu ne-a... Pentru că dacă... Te-ar încurca dacă cu actele. Că n-ai mai plătit și apoi n-ai... Adică tu tot te... Oricum ar fi, tu te gândești forever acolo. Oricum o dai, te duci câteva luni, dar ca să ce? Ca să păstrezi actele și să vin după aia 2 luni în țară, dar... M-aș întoarce acasă, dar mi-ar fi destul... Ok. Ce te-ar motiva pe tine să pleci? Care ar fi... Nu știu. Ce te-ar motiva pe tine să pleci? Păi nu știu cum ar să zic. Probabil, nu știu, viața okay. Mai bună. Ok. Care ar fi salariul minim pe care tu ai vrea să-l câștigi acolo? Ca să poți să pleci? Da, dar vezi, nu-i vorba numai de bani aici. Păi. Salariul minim pe care l-aș vrea ca să poți să... Nu știu câți bani e nevoie acolo, nu știu, 3.000, 5.000? Păi 3.000 câștigi, ușor. Păi și tu ce faci cu chiria acum, în perioada în care ești aici? Tu plătești chiria acolo? Da. Tot așa 50-50 cu... Frate, da, bine, da. Păi sunt, cât e o chirie? 1.000? 800. 800. Am o casă cu 2 camere. Dar nu foarte mult, cam atât ai și aici. Apă, nu e atât aici, nu. De fapt sunt zone care cam atât ai și aici, în București. 800 de lire plătesc. Știu, un prieten dă 600 și e apartament cu 2 camere. Nu, eu am casă. Ah, păi da, așa se poartă acolo, cu case. Câte camere? 2 dormitoare și sufragerie, bucătărie, living. Grădină, 2 locuri de parcare, dar n-am mașină. Păi și nu ai un spațiu prea mare pentru 2 persoane? Nu, niciodată nu-i prea mult. În camera mea și camera lui. Da, într-adevăr, e mai bine că n-ai spațiu. Înainte, inițial, era
el nu o să rămână cu mine acolo definitiv. Eu am făcut și un curs de gene și cumva îmi doresc să merg pe chestia asta. Știi că mi-am făcut în camera unde stă el acum, înainte aveam făcut un mini salon. Uh-huh. Doar că nu am lucrat. Că, nu, o să-ți povestesc. Uh-huh. E din Dubai. Da? De unde? E pentru protecție și noroc. Ți-am pus mâna pe el. Nu e problemă. Chiar e frumos. O să-ți placă. Mai ales că acum știu mai multe locuri și pot să te duc, să-ți fiu ghid. Mai multe locuri unde? În Dubai? Da. Capricile iubirii. Toată lumea vrea în Dubai. Ce vă face Dubaiul ăsta, frate? Alergă, pe vremuri plecai în America, unde alergau câinii cu covrigi în coadă și s-a dovedit că covrigii erau uscați. Și acum e Dubaiul și acolo se alergă. Nu mai e visul american, e visul din Dubai, dar de fapt și acolo e tot o iluzie.